Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Despre Dumnezeu și despre om nu se poate spune că sunt egali. Esența și lucrarea lui sunt lucrurile cel mai de nepătruns și de neînțeles pentru om. Dacă Dumnezeu nu își face personal lucrarea și nu își rostește cuvintele în lumea omului, atunci omul nu va putea niciodată să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și astfel, nici măcar cei care și-au devotat toată viața lui Dumnezeu nu vor reuși să-i câștige aprobarea. Fără lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de cât de mult bine ar face omul, nu va conta la nimic, deoarece gândurile lui Dumnezeu vor fi întotdeauna mai înalte decât gândurile omului. Iar înțelepciunea lui Dumnezeu este de nepătruns pentru om. Și astfel, celor care îl văd clar pe Dumnezeu și lucrarea lui, le spun că sunt ineficienți, că sunt toți aroganți și ignoranți. Omul nu ar trebui să definească lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult, omul nu poate să definească lucrarea lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, omul este mai neînsemnat decât o furnică. Deci, cum poate omul să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu? Cei care spun tot timpul, Dumnezeu nu lucrează în felul acesta sau în celălalt, sau Dumnezeu este așa sau așa, nu sunt toți aroganți. Toți ar trebui să știm că oamenii care sunt din carne și oase au fost stricați de Satana. Este în natura lor să se opună lui Dumnezeu și ei nu sunt la egalitate cu Dumnezeu. Și cu atât mai puțin pot să dea sfaturi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu călăuzește omul este lucrarea lui Dumnezeu însuși. Omul ar trebui să se supună și să nu aibă tot felul de perspective, pentru că omul este doar țărână. De vreme ce încercăm să-L căutăm pe Dumnezeu, nu ar trebui să ne suprapunem concepțiile noastre peste lucrarea lui Dumnezeu, din considerație față de Dumnezeu și cu atât mai puțin nu ar trebui să ne folosim firea stricată pentru a încerca în mod voit să ne opunem lucrării lui Dumnezeu. Nu ne-ar face aceasta antihriști? Cum ar putea astfel de oameni să spună că ei cred în Dumnezeu? De vreme ce noi credem că există un Dumnezeu și deoarece ne dorim să-L mulțumim și să-L vedem, ar trebui să căutăm calea adevărului și o cale de a fi compatibil cu Dumnezeu. Nu ar trebui să ne opunem cu trufie lui Dumnezeu. Ce bine ar putea să rezulte din astfel de acțiuni? Astăzi, Dumnezeu are o nouă lucrare. Poate că nu accepți aceste cuvinte. Poate că ți se par ciudate. Dar te sfătuiesc să nu îți dezvălui naturalețea. Căci doar cei care într-adevăr flămânze și însetează după neprihănire în fața lui Dumnezeu pot să dobândească adevărul. Și doar cei care sunt cu adevărat evlavioși pot fi luminați și călăuziți de Dumnezeu. Nimic nu va rezulta din căutarea adevărului prin certuri. Doar căutând cu calm putem să obținem rezultate. Când spun că astăzi Dumnezeu are o lucrare nouă, mă refer la reîntruparea lui Dumnezeu. Poate că nu luați în seamă aceste cuvinte, poate le disprețuiți sau poate sunt de mare interes pentru voi. Indiferent de situație, sper că toți aceia care își doresc într-adevăr apariția lui Dumnezeu pot să recunoască acest fapt și să îi acorde atenție. Este mai bine să nu te pripești să tragi concluzii. Așa ar trebui să acționeze oamenii înțelepți.